Hipodromul de trap, singurul de acest fel din țară, are o istorie zbuciumată. În urmă cu aproximativ 2 ani și jumătate, pe 28 noiembrie 2014, începea demolarea tribunei și a celorlalte construcții din incinta complexului. Odată cu anunțul făcut de autorități că va începe demolarea vechiului hipodrom, proprietarii de cai au fost nevoiți să se mute fiecare pe unde a putut. În acest moment, toți proprietarii care suntem pe hipodrom încercăm să ne pregătim să ne mutăm fiecare pe unde apucăm. Eu, având un caz fericit, am reușit să vând calul meu, proprietate personală, având un cal de 3 ani pe numele de Vigilie, cu un record extraordinar de bun, cel mai bun record al tuturor timpurilor, la 3 ani 1,91. Și mai sunt niște proprietari de hipodrom care în acest moment se pare că toată lumea va pleca la locurile lor și vom părăsi cu toții hipodromul, așteptând cu nerăbdare să se dărâme în această iarnă, să înceapă noua construcție și să ne reîntoarcem cu toții iubitorii de curse de trap pe noul hipodrom, așa cum s-a anunțat la sfârșitul anului 2015. După ultima cursă, care a avut loc pe data de 16 noiembrie 2014, clădirile au început să cadă una câte una pentru a face loc viitoarei construcții. Până aici, nimic ieșit din comun. Ba din contră, totul suna foarte frumos ca să pară adevărat. La prima cursă organizată la deschiderea hipodromului, problemele au ieșit la iveală. În loc să aibă nisip, pista de trap era plină cu pietre, unele spuneau specialiștii de dimensiunea oului de găină. Faza cea mai hilară care s-a produs în acea zi pe pista a fost chiar la prima cursă, unde un câine comunitar a alergat nestingherit câteva sute de metri la picioarele BDV-ilor speriați. Aceste anomalii au fost sesizate înainte de a se face inaugurarea la complex, însă deși primăria cunoștea aceste detalii, a închis ochii și a luat în primire complexul cu toate problemele. Nu prea seamănă pistă ce e aici. Cu toate eforturile constructorului de a realiza ceva în sensul să arate cât de cât bine, părerea mea că nu vor reuși niciodată să rezolve problema de infrastructură, să-i spun așa, pentru că sunt niște legi ale fizicii care ne spun că un balast rotund, deci piatră rotundă, indiferent cât a compactat-o, nu poate să asigure o stabilitate. Și în condițiile astea, chiar dacă la momentul actual se pune un strat de nisip de suprafață care nu face altceva decât să arate cât de cât plan, în momentul în care caii vor începe antrenamentele și cursele, toată piatra de dedesubt va ieși la suprafață și asta creează probleme atât din punct de vedere medical, să spunem așa, cailor, cât și din punct de vedere al securității celor care vor conduce în cursă. Pentru că, vă dați seama, o piatră de mărimea unui ou de porumbel, dacă lovește un driver, o ia copitaca lui și lovește un driver, se pot întâmpla accidente care nu știu ce probleme pot genera din punct de vedere legal. Nu poate funcționa în asemenea condiții. Cam bani aruncați așa. Eu am mai spus-o și o repet, toate investițiile care sunt realizate în Ploiești ar fi trebuit privite ca un centru de profit. Sunt banii ploieștenilor, banii investiți de către ploieșteni și aceste investiții ar fi trebuit să producă. În condițiile actuale, nu știu dacă se va realiza acest deziderat. Toate aceste probleme sunt recunoscute de edilul de la Ploiești, Adrian Dobre. Această locație ar fi trebuit să fie o adevărată comoară pentru administrația locală și pentru oamenii din zonă. Din păcate, este doar o gaură neagră, în care au dispărut și încă dispar foarte mulți bani și care nu produce nimic. Investiția a fost una extrem de mare la hipodrom. Se vorbește despre o sumă de 15 milioane de euro. Când credeți că veți reuși să obțineți venituri de la hipodrom? Asta este destul de greu de spus, pentru că, așa cum am precizat și mai devreme, noi nici nu avem o autoritate care să reglementeze aceste lucruri și avem mare nevoie de acest fapt. Până atunci, veți continua să investiți? Până atunci, mai investim? Sau... Mai sunt multe lucruri de făcut la hipodrom. Va mai fi nevoie de ceva timp, astfel încât hipodromul să devină un obiectiv în care veniturile să depășească cheltuielile. Deși are o experiență vastă în domeniul hipismului, Ovidiu Vâjâială nu a fost nici măcar contactat pentru a-i se cere o părere în legătură cu modul în care ar fi trebuit să fie realizate lucrările în cadrul hipodromului. Domnul Vâjâială, aș vrea să ne spuneți măcar dacă specialiștii în domeniu, de la noi din țară, iubitorii, crescătorii de animale, specialiștii în hipism, au fost consultați de către autoritățile de aici pe parcursul proiectului și chiar înainte de inaugurare, pentru că bănuiesc că dacă ar fi fost consultați, am fi știut din timp de aceste probleme. Dumneavoastră ați fost, de exemplu, chemat să vedeți care e situația, să vă dați un punct de vedere. Ei, eu am fost chemat în afara țării, la Ploiești nu, că n-am treabă cu Ploiești. Deci cei de aici nu au profitat nici de cunoștințele și nici de experiența dumneavoastră pentru a pune la punct această lucrare, această investiție pe atât de mulți bani. Păi da, credeți că de ăștia care zic că nu e bine, e nevoie?
Specialiștii spun că din cauza multiplelor erori de construcție și dotare, hipodromul este realmente de neutilizat într-un cadru profesionist.